Nu are caut scuze așa, pentru nunțile de la anul. Anul ăsta am fost la nicio nuntă, am încheiat perfect. Da? Sunt 0 pe 0, da? Da, nici măcar la a ta. Ce a fost? O fi fost, nu știu. Caut scuze pentru la anul. Pentru nunta Flaviei îmi trebuie o scuză foarte, foarte tare. Adică ceva... La anul, la anul și la anul. La anul ăsta. Mă duc să-mi fac transplant de retină, ceva. Îmi trebuie o operație grea. Nu. Aș veni, dar o am pe-a mea. Hă? Yeah! Hai puțin, că vorbea Elena cu mine și nu te-am auzit. Ce s-a întâmplat? Aș veni la Flavia, la nuntă, dar o am pe-a mea. Cum era reclama la țigările Snagov? Mersi le-am pe ale mele. Înțelegi? Deci nu te duci la ei, că ai... Ce tare! Când zici, bă, nu pot, că... Da. Hai, nu pot eu cu Dragan să mă duc la ziua lui, că sunt născuți în aceea zi. Vrei să mă anunți ceva, Răzvane? Nu, brena mea, a ta! Pentru mea? Tine era scuza, Flavia, că eu mă duc, nu știi că eu sunt șeful nuntașilor. Zici a mea, zici de a mea, nu de a ta! Păi dacă zic eu de a mea... Zic de a ta! Cred că de a ta, Răzvan! Zici de a ta! Nu, mă, când Flavia te sună la anul, să spună, vii la nunta mea, tu trebuie să-i spui, nu pot, o am pe-a mea. Pe-a ta. Nu pe-a ta, pe-a mea. Băi! Nu tu, mie! Acum am înțeles! Păi zi așa! Da. Deci care face nuntă? Tu, până acum! Deci până acum ai rămas tu! Tu, mie! Eu? Nu, tu, mie! Nu, nu tu, nu tu, mie! Mie. Nu tu, mie! Nu, mie! Și pubelul, și pubelul! Și tu, tot mie! Dracu, puberul ăsta, dacă nu s-ar băga și nunțile oamenilor. Doamne, ferește. Da. Pubere, da, la nunta, lui n-a prins-o. La nunta mea te las să filmezi. Gratis. Pe gratis. Vreau să am și eu o cameră mobilă. Da. Eu s-ar putea să fiu un pic mai generoasă, pubi. Mai ai zis geloasă că n-am auzit, că se aude prost în studio ăsta, tu cum ai auzit? Generoasă. Geloasă, zis, da.